E că ei vor în Europa. Ce-au făcut ca să, cum îi spune, țara să o dezvolte, să crească cu nică? Ce-au făcut ei? Da, ce-au făcut? Președința ce s-a fost în Moldova? A fost o perioadă coruptă și la noi așa cam chestia. Ei nici nu au încercat, din granturi și alea, ei și gândesc ca întrețină pe toți pensionarii cu granturi? Tot pe baza granturilor mă să oferă. De că am citit acolo că au reparat drumurile pe 31 august, tot pe baza europenilor de granturi. Și au făcut, ei, chiar primarii ăștia pentru noi, tot nică. Tot pe baza ajutoarelor. Dacă poți facă, dacă noi am și sănătoși la minte, ce ajutoare? Ia ca dacă... Eu anul trecut am dat, ăsta e an, 1500 la revizite. Anul ăsta am dat 2400. La ecta ești care cu mașini mari, o să dau 5000. Uitați de cât mașina are, nu-i zubeam, da? Da, împrejur Chișinăului și că s-o ai că s-o castelul. Asta da, asta știu. Dacă toți banii nu sunt declarați cum trebuie, pe ce să duc banii? Păi vezi că mafia asta, procurorii ăștia, vezi cum sunt unul cu altul. Dar tu vezi pe... Și nu poți face. Că... A duce în Naruși și pe ăsta de la Ucraina și aici e de drumul. Da. Dar cum ies asta? Dar și aici ai președintele de vină. Președintele ăla e bravo, când îl prin toate țările, a dus și bani, au făcut o întâlnit aici. Da. Noi avem de a ne cunoaște o grămadă lume, nu da. Când era Dudon. Da. Și îți duce numai la Moscova și înapoi? Da. La Moscova și înapoi. Și, dacă eu să spun ce este, anul trecut pe, la mine autonom, pe gaz, da? Uh-huh. I-au venit 6.000. Ei au făcut reducere, eu am plătit 2.800. 3.200 mi-au făcut reducere. Da, asta făcea și făcea. 7 lei, 10 lei? Da. Pensia ți-a dat un cap la psihie. Da, păi... Pur și simplu e ce... Ai de joc, asta e ca de la Lucensie, de când a venit Vulcoi ăsta, s-a început la noi aici, Doamne ferește, și corupție. Dacă era a doua oară snegul, noi ca om de la țară, cum sunt eu, cum ești, că băi, hai să facem bine, da, cinstit a fost omul. Și dacă era a doua oară, păi veți și mai bine, veți trăim normal. Au început rușii cu război, aici am tras Nistria, amuia, uite, și război, și plus asta și pandemie, și eu a fost, și poate să facă un pui de om, încă ei bravo. Încă zice mersi că ei la putere, că dacă era Dodon, a planul era război aici. Corect. Era aeroportul plin cu armata rusă, armata 14 din partea asta și noi cu... Noi eram cotropiți. La noi gata de mult era asta. Care puteau să fug, mai fugeau în România, care nu... Dar unii să mai fug, chiar nu vreau, am blat și Europa, am blat și Franța și Italia. Eu îți spun, era Europa și Germania am umblat. Da, dacă noi intram cum intra țările Baltice, uitați-vă la țările Baltice și de Ghini. Pe rușul a zis că nu vrei să trăiești aici, vă facem apartamente în Rusia încolo. Corect. Și s-a potolit, o stat, învață limba, orice ăsta. Uite negru și ăla, băi, vreau că vine din nu știu unde și învață limba. Dar ei au 60-70 de ani și ei nu știu, pe carbură zi, ori la rădire. Dar ei special. Hai să ieșim, băleac, astea, dar îți bate joc. Plus, înainte de 40 și mai gospodari oameni și mai... talentați, deștepți, au luat, eu încărcat în vagoane capijite și au dus în Siberia încolo. Hai să ne trezim, să vedem real, real cu asta. Și ea ca, nu știu, ai fost prin Europa, ai mlat. Îți spun, eu am trăit și în Germania un an de zile, la București 5 ani, la Italia am avut rute pe acolo umblat. Am analizat, am văzut cum trăiesc oamenii acolo și cum aici. Acolo și că ai muncit o viață, ai o pensie normală. M-am înscris la medic, la oara 3, mă uit acolo, scrie, oara 3, eu am intrat, fără probleme. Da. Dar aici îi pui 50 de lei pe altul, da. Își bate joc, și îmi pune 50 de lei, fac 50 de lei. E că m-am scris la medic, că... m-a pe data de 10, zic, da, mie, da, mă, ia în 8 și zic, poate să moară oamul și aia, că eu cu ochii, două luni am stat în rând. Pentru ce? Și am intrat, pac, pac, și hai. Necătând că am poliță, blin, plătesc bun încă... Dar nu-i vinovat președintele aici. Președintele încă e bravo la noi. Nici nu-ți descurcat. Așa președinți n-am avut. A fost la noi Ștefan cel Mare, care a apărat țara Moldovei. Și e ca asta, asta e a doilea, Ștefan. Doilea, da. A doilea, fica, cum zici, ca fica lui Ștefan cel Mare. Dar este sunt niște râși. Ia uite, au de Chicu, cu Icu, blăi. Uitați-vă câte partide fac ei.
Sunt piedici și sunt de voi străini. Ei de ce suntem? Să nu ne scăpe să intrăm în Comunitatea Europeană. Dacă am dat în Comunitatea Europeană, atunci gata de-am. Legea e lege, medicina e medicină, pensie. Da. Eu am 2178 de lei pensie. Ce să facă cu dânsul? Comunale numai că ți-o duci. Dar n-are de unii să dea ei, n-are, că aici care mai lucrează, aici care au furat, au firme, are astea, dau ciorneșe, banii la buget nu vin și de unii să dea ei oameni. Cât ne mai dea agitoare, mai pune, mai dea acolo, mai dea dincolo. Da. Uite, mă uit câte farmacii ai acolo. Scrie farmacia Florea, ea că aparține lui Aista, înțelegi? Da, da. În partea și ea tot așa, mai are o farmacie, tot așa, blin, scrie. Da, du-te impozitul, blin, plătește atâta, înțelegi, acum. Dar nu să fie ascunsă, poate s-o registrat după soție, după așa. Da, ba după cumătru, ba după mama, ba după tată. Ia uite cum la Dodon, în Florinat atunci și... Că nu, că acolo-s banii lui mama mă ajută, mama, băi, hai băi, chiar în fața la tăt poporul ne prostești cu tătă, băi. O lua cu locul cu bani și el zice, dă-mi n-am luat nică. Acum s-a lucrat la colhoz, o și el. Păi, dar păi e tot profesoară de limba română încă. Da, suntem voli că e un profesor, hai. Ce îl strage spre Rusia? Aștia sunt rămășiți, aștia sunt... Măcar să fost lucrat la vreo primărie ca buhalter, încă mai puteai poate, dar așa... Învățătoare ce să facă așa averi pentru Dodon. Dar nu... Și păcat, cea că nu pot să-i facă că procuratorul își tătă banda și e lor. Da, bine, a fost legat și înainte. Tăt, și... La unui cumătru, la unui nănaș acolo... Eu să spun cinstit, am lucrat și eu la minister, am lucrat la parlament, am dus... un deputat, un ministru și într-o seară, nu știu, s-a luat acolo poporul. Când pe Ghimpu? Și... Pe atunci? Da, eu lucram, eram la parlament atunci, azvăleu cu astea. Și când mă uit, dar nu era telefoane de astea. Taman apăreu, dar... Vine șeful și zice că, băi, haide, să stai tu aici. Dar eu ieșit, nu știu pe unde, au ciornă-i cod, au astea. Pe-n dos. Da. Așa că trebuie și în real, băi, putem. Eu m-am uitat și spun drept, am analizat și Germania și Franța și Italia se poate foarte bine de trăit la noi. Așa e de sus să nu furi cu miliardul, cum șorul furat miliardul, și de bine, ia uite, mai la alta s-ar arăta și luxul, alt lux s-a luat, s-a făcut acolo. Nu, e în Israel, scade el în Dubai. Am înțeles că în Dubai tot are. Păi da, are peste locul, dar păi ce vrei dacă 30 de ani, vama toate magazinele și le aduți frisa lui ea, zăprăvșile pe acolo tot a lui ea și nu plătea niciun ban la stat. Niciun ban nu plătea la stat. Cum? Dar în America să fac așa ceva? Lumea e proastă, e ca și se duce eu, blea, pentru 1000 de lei, pentru 200 de lei, blea. Eu n-am fost la... Chișeu acolo, sub parlament. Pentru ca mizerie, că adică în parlament lucrează mizerie și că le-au demonstrat că mizeria unde se face. Da, da, îmi zic și mersi încă de Doamne că trebuie să o alegem și la anul viitor. Dacă nu o să alegem, apa și e jale pe noi aici. Nu știu, sunt multe dubii. A? Sunt dubii în privința ei. Nu înțeleg. Sunt dubii. De ce dubii? Nu, tot pe baza granturilor, chiar pe granturi să întreții țara. Dar pe de unde? Dar pe uzinele, cui ți-o închis? Dacă ai chiar slomă... Păi dar și ne-o închis, pentru că toate lucrau cu Rusia. Tătia, ca soția lucra la uzină, la Micron, ea avea că atunci 300 de ruble, erau bani. Înțelegi? Eu prindeam 90 de ruble, că ducem șef. Dar pe ei, ea prindea 350. Erau bani mari. Trăiei mai mult de o lună de zile cu banii și ea. Cu mamoia, cu 1000 de euro nu trăiești, cu rămas din nică bani. Știi cum mai ce mă rog? Și cuseliu de blea de pe smir bardac, din mai blea de-ai tot murdac. Da, că s-a închis uzina de televizoare, s-a închis tractorul ăsta tot, l-a închis acolo mai la val, tot iar o uzină nu știu, în dosul este. Mă pe Zavascaia ăsta, câte tot șed uzine. E că unde-s banii tot? Și nu fac să deschidă, să facă ceva tot, ca mașini, ca și, adică România, Ucraina poate să producă mașini, autobuze, dar la noi și chiar așa de proști că nu se știe
și apă în tehnic. O strânsă la noi, pe trolebusurile. O strânsă, dar o dusele, dar ce? Construiește de la zero, arată tu și poți, dar nu s-a dus de pe altă uzină să cumperi toată marfa, fiecare produs. Fiecare uzină are, cum spune ei, rândul ei. Nu poți să faci, înțelegi? Dacă îți dă voie, îți dă licență și așa poți să faci. Cum, în Moldova dar nu se... poate să deschidă singuri? Nu, poți să deschizi, dar și a ta. Nu sunt numele la altă. Înțelegi? Nu poți să scrii Mercedes, ori Toyota, ori nu știu ce e acolo. E că e greu a pune o denumire la o mașină. Bă! Dau spate pe urmă. Da, nu merge aia, nu. Te-a slomi ca China asta. Cât e denumiri la mașini au? Diferite denumiri la mașini au. Cei chiar în Moldova, n-ați poate alcătuie denumiri la o mașină? Nu e mașini, tu vezi mașini și la noi. E că le aduc, dar e că... Mașini chiar... de-am nou nu ne mai trebuie, frate, vei. Trebuie să ne gândim ceva nou. Sigur. Noi, ca țară, îți spun că analizat, noi trebuie să punem agricultura. Pământurile, când ne-a dat Dumnezeu, un pământ de aur. Plus, nu-s calamitățile astea, știi, de tsunami, de cutremur, de fel, de fel, de... Uite, pre, parcă vine Paștele, nu vine anul nou. Uitați-vă ce anul timp. Și avem agricultură și care, că este la protest agricultorii? Agricultura trebuie să facă, pentru că știi de ce e că este și la mine, eu am la țară tot acolo, casă la bunica, tot așa că astea, dar ești milionerii. Ești milionerii, la om, dacă o dat cotele acolo, trebuie să dai doi saci, cum o dat 10 ani de greu, așa și ideea. Nu mai ridică, orică s-a făcut roada mai mult, ori mai puțin, nică. Ești milionar și că s-a pornit, că le-a dat odată bani și a mâncat și zice, hai iar, ia că chiar unul de la nord de acolo, un prieten, astea bun, zic, băi, dar de ce nu strângeți voi mierele? Zic, că dai și rost are. Le-am lăsat-o, înghețat și au făcut comisul, au venit și chiar că uitați-vă. Și tinește bani. Înțelegi? Da. Ascultă-i nebunii, șmecherii și fel de fel de variante. Și uite, uite cu ce tractoare ies el. Am văzut. Ai văzut? Am văzut, că am fost și eu, le-am văzut la, sunt vreo două tractoare, Chiroviță nouă, cum a... Și la coastă un pom de-a bani, nu să... Păi coastă? Da, da, uite cu ce îmblă ei. Și marfa, e că îți spun drept, am cumpărat harbuș de la turci, normal, am cumpărat harbuș de la Bacioia, am chemat Salvarea. Da. Un nitras nebunit este că da unul la noi în partea și ala hâncești la bujor, afșidește și făce. Aduce din piață arbuș. Și zice, de unde dai? Pune ideal așa. Pilanul lui. Da, pilanul. Și chiar că ți-a aduc am și unul bun. Și tot așa, nu știu care, o șișcă cu roluat, da, și o trăjit cu ochii. Și au venit, da, și eu întors tot arbușul cu tractorul. Văd că nu mai pune, am văzut că e pus greu. Da. Apa, anul ăsta tot a ajuns la cu intoxicație la arbuz. Și pun tare mult astea, că la noi care bă, băi, să fac cât mai mult, să fac, să am rubli, să am rubli. Capsâneală. Da, dar nu te gândesc că mai ești concurenți, concurența altul care tot vine, nu mai ești tu pe Moldova cu... Nu știu, nu știu, cu zinurile, ca bravo, da. Cu, mai este acum, zice, prunele, da, nu știu câte mii de toane au dus peste loc. Da, dar nu trebuie să strochească acolo, să plantele tic. Plantele astea la bandă fac diferite medicamente. Da, 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 da. Puneți-a este așa. A este, dar nu ne trebuie mașini. Da. Mașini la noi de-amă, ei Doamne ferește. Sunt adusul, dar să început să deschizi produc, aveți să avem... Da, nu trebuie, nu nu, am îndieri că până a venit să le cumpere ce aduca este de pe mâna a doua. Tu ai îndieri, ia uite, uite, nu, nu te uiți în casă și normal. Dar să vezi zilele astea și am buteiași, dacă mai ies la viaduc. Dacă de aici aș pala la spital. Eu duc soția la proceduri, la Bulgară, încolo, trăiesc tot pe botanică. Dar când ajung aici, Doamne ferește. Așa că... Ne uităm real. Și oamenii la noi sunt muncitori. Nu tăți. Nu tăsc, ca ne-am să învăța tineretul care să nu lucreze, să stea prin baruri, să aibă mașină bună, bani îmbrăcat bine, dar de muncă nicăși.